Cu toții avem tiguri nervoase. Unii își rod unghiile, unii dau din picior, alții fac o chestie ciudată cu gâtul. Dar în ultima perioadă au apărut tot felul de jucării care pur și simplu creează dependență. Jucării care îți țin mâinile ocupate, care necesită îndemânare și antrenament, care dezvoltă și încurajează creativitatea sau cu care pur și simplu le freci pentru că ai un tic nervos. Indiferent, astăzi vorbim despre 8 jucării pe care pur și simplu nu poți să le lași jos. Primul în această listă trebuie să fie, bineînțeles, Kendama, care în ultima perioadă pare că a cucerit România. Kendama este un joc de îndemânare, tradițional japonez, și în mod normal este alcătuit dintr-un țepuș, Ken, o bilă găurită, Dama și trei cupe. De asemenea, Kenul este prins de damă cu o ață, prin urmare și numele. Și scopul jocului este să arunci bila și să o prinzi fie în cupe, fie în țepuș, existând scheme, jonglerii și combinații, dintre care unele necesită ani de antrenament. Kendama este și un sport adevărat, cu competiții, campionate mondiale, asociații și reguli. Există chiar și o ierarhie oficială pentru nivelul de dificultate ale diverselor mișcări. Iată una dintre cele mai simple. Acum iată una dintre cele mai complexe. Kendama este atât de popular încât a fost interzis în numeroase școli la nivel mondial. Cu toate astea, în Japonia există competiții naționale organizate chiar de Ministerul Educației, iar angajatorii privesc rezultatele în Kendama ca fiind un indicator de disciplină. Originea jocului este incertă, dar din câte se pare, Kendama era inițial folosit ca un joc de băut. Trebuia să prinzi bila în cupă, altfel trebuia să bei o cupă. Dacă ar începe să-l joace așa elevii, sigur ar fi interzis peste tot. Ai construit vreodată un castel de nisip pe malul mării? Ce senzație! Ce frumos era să te joci cu nisipul ud, dacă ai putea să faci asta oricând. Ei bine, acum poți, cu nisipul kinetic. Aceasta este o jucărie alcătuită din 98% nisip și 2% polidimetil siloxane, adică ulei din silicon, care face această substanță foarte similară cu nisipul ud. Poți să-l modelezi, să-l feliezi, să sculptezi și să filmezi numeroase filme extrem de satisfăcătoare cu acest nisip. Nisip Kinetic este o marcă înregistrată a unei companii numite Webafan LLC, dar se găsește și cu alte nume și din câte se pare e periculos pentru câini, dar nu pentru oameni. Oricum, eu nu l-aș mânca, nici dacă e modelat în formă de înghețată. Altă jucărie pe care probabil ați văzut-o peste tot este asta și se numește Fidget Spinner. Este una dintre cele mai populare jucării din lume. În luna mai, diferite variații ale acesteia au ajuns să ocupe primele 20 de poziții în lista celor mai vândute jucării de pe Amazon. Principiul este simplu, îl învârți și el se învârte frumos. Din nou, ca și cu Kendama, poți face diverse trucuri și jonglerii, dar jucăria este în principal vândută ca leac pentru stres, anxietate și ADHD. Dacă are vreun impact terapeutic sau nu, e greu de spus momentan. Opiniile sunt împărțite și studiile inconcludente, dar cu siguranță ajută pe unii oameni să se concentreze, pe când la alții are fix efectul opus, făcând din nou multe școli să îl interzică. Dar se învârte așa frumos... Un powerball sau o bilă giroscopică este o bilă cu un giroscop. Este cam de mărimea unui mingi de tenis, are o carcasă exterioară care înfășoară o bilă, care conține un giroscop. Giroscopul este pus în mișcare prin tragerea unei ațe, moment în care începe să vibreze și să producă moment. Rotind mâna în ritmul potrivit, poți ține în mișcare giroscopul sau dacă vrei îl poți accelera făcându-l să se miște din ce în ce mai repede până când ajungi la niște viteze ridicole. Uite un grec care zice că deține recordul mondial la rotații per minut. Aceste bile nu doar că sunt distractive și oferă o senzație deosebită când le învârți, dar tonifiază și lucrează anumiți mușchi din mâini și umeri, putând fi considerat un exercițiu fizic. Este recomandat celor care își folosesc des mâinile, pentru sport, pentru scris, pentru gaming sau pentru orice altceva. Buckyballs este una dintre numeroasele jucării magnetice de pe piață. Este alcătuită din 216 biluțe din magneți de neodim. Rearanjând magneții, poți crea numeroase alte forme și modele. Poți crea sfere, piramide, pisici, multe, multe altele și, cel mai impresionant, poți să faci un șarpe. Este o jucărie destul de distractivă și creativă, dar are și o latură întunecată. Aceste bile pot provoca probleme serioase dacă sunt înghițite. Dacă înghiți două sau mai multe biluțe, magneții se vor atrage unul către altul în interiorul corpului tău, indiferent ce se află între ei, provocând rupturi intestinale care necesită intervenții chirurgicale. Au fost câteva cazuri, aproximativ unul din 100.000 de produse vândute a dus la un accident. Deci, na, aveți grijă. Am avut și eu de asta și din cele 216 biluțe mi-au mai rămas cam 39 și habar n-am unde sunt restul.
Știi senzația aia minunată pe care o simți când pocnești o folie cu pule de aer? E bine, acum poți simți acea senzație oricând cu brelogul care simulează fix asta. Cheile le ai mereu la tine, așa că oriunde ești, poți pocni bulă după bulă, eliberându-te de stres, domolind anxietatea și iritând pe toată lumea pe o rază de 5 metri. Dacă spartul de bule nu este suficient să-ți potolească mâinile nărăvașe, atunci poate ar fi mai util un fidget cube, altă jucărie extrem de populară. Acest cub conține pe fiecare latură ceva deosebit cu care poți să interacționezi. Butoane, manete, discuri, bile, de care să tragi, să împingi, să învârți, să rupi și să lingi. Glumesc, nu trebuie să rupi. Scopul acestei jucării este să ofere o modalitate discretă de a-ți ține mâinile ocupate, o problemă care este atât de comună încât produsul a fost lansat ca urmare a uneia dintre cele mai mari campanii de crowdfunding din istorie, strângând peste 6 milioane de dolari pe Kickstarter de la susținători. Și în final avem cărțile de joc, care poate la prima vedere nu par că ar avea ce căuta pe această listă. La o adică da, există oameni care devin dependenți de șeptică, dar nu despre asta vorbim. Vedeți, există o întreagă comunitate de pasionați de cărți de joc și manipularea lor artistică. Se cheamă XEM sau Flourishing sau Cardistry. Și de ceva ani încoace devine din ce în ce mai popular în toată lumea, inclusiv în România, existând întregi comunități, asociații și competiții. Mișcările care se pot realiza sunt spectaculoase, existând loc pentru multă creativitate și exprimare artistică, iar pachetele de cărți sunt de multe ori superbe în sine. Și da, poate sunt subiectiv pentru că și eu am fost implicat în asta, dar este clar că în ultima perioadă există tot mai mulți oameni care odată ce încep să învețe câteva mișcări, nu mai pot lăsa pachetul jos din mână. Și ca un bonus am inclus în descrierea acestui film un tutorial pentru începători făcut de mine, în care vă învăț cum să tăiați un pachet de cărți cu o singură mână. Polidimetil siloxane. Această jucărie este alcătuită din 98% nisip și 2% polidimetil siloxane.